Investiția în turism, la care primăria din Vlădești lucrează de mai bine de 3 ani, începe să prindă din ce în ce mai bine contur. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a confirmat că în urma terminării forajelor, comuna Vlădești este bogată în apă sărată. Este un bun prilej să vă spun că aici vom face o investiție importantă pentru tot județul Vâlcea, pentru economia județului Vâlcea. Aici vom face un complex turistic în care vom avea inclusiv zonă balneară pentru recuperarea capacității de muncă, dar și o zonă în care se vor face exerciții și tratamente de recuperare pentru sportivi, cu criogenie, cu tot ce trebuie. Dar investiția este importantă pentru Vlădești, pentru județul Vâlcea și pentru Consiliul Județean, pentru că suntem în parteneriat, eu am pornit în acest proiect cu Adi Cosac, primarul din Vlădești, pentru că toată valea aceasta a Olăneștiului avea nevoie de un ștrand imens. Ei bine, am săpat, am făcut foraj la peste 105 metri și avem apă sărată de cea mai bună calitate. Tratează vreo 5 afecțiuni, nu vi le spun pe toate acum, să nu vă tratați de afecțiuni, să mergeți însă acolo și veți merge însă acolo să vă petreceți timpul liber. Închipuiți-vă că veniți în Râmnicu Vâlcea și vreți să faceți o baie cu apă sărată, dar și apă dulce, pentru că vom avea și bazine cu apă dulce la Vlădești și apă sărată și veți avea acolo modalități de petrecere inclusiv a timpului liber. Piscine, zone de recuperare a capacității fizice pentru sportivi, balnear. Va fi un complex turistic foarte, foarte interesant și frumos în Vlădești, o investiție pe care o facem cu fonduri de la Compania Națională de Investiții, în parteneriat Consiliul Județean Vâlcea, Primăria Vlădești. Mă bucur tare mult că am inițiat acest proiect alături de primarul Cosac și pentru mine este important ca vâlcenii să știe că investim, așa cum am spus, ne ține cuvânt, investim în turism. Apa sărată a fost descoperită la o adâncime de doar 105 metri și reprezintă o resursă valoroasă pentru tratarea multiplelor afecțiuni. Edilul Adrian Cosac se arată mulțumit de această descoperire și este totodată optimist că proiectul va primi finanțare pentru a fi finalizat. Din nou, astăzi mai adăugăm o filă de istorie la Cartea Vlădeștiului. O filă de istorie foarte importantă pentru că aici, unde ne aflăm în momentul de față, se va construi un complex de servicii balneare care va deservi turiștii pentru 4 servicii importante, respectiv cazare, masă, tratament și agrement. Am reușit să facem un foraj la o adâncime de 105 metri, foraj strict necesar pentru a putea aduce la suprafață apa sărată, strict necesară realizării acestui obiectiv. Am finalizat studiul de fezabilitate, am finalizat acum și forajul pentru apa sărată, avem deja și o analiză a apei sărate, putem spune că este o apă deosebită în urma geofizicii făcute după foraj și analizei făcute la un laborator de specialitate undeva în Ploiești. Parametrii apei sunt extraordinari pentru a putea fi folosită ca factor terapeutic. Comunitatea Vlădești se va îmbogăți cu un complex de servicii balneare, bazine cu apă sărată și dulce pentru recuperare și spații destinate exclusiv relaxării, astfel că pe viitor se dorește să devină un adevărat punct de atracție turistică pe harta județului Vâlcea.